Bine v-am găsit, dragi prieteni. Mă bucur din toată inima să revenim sau să revin la Piatra Neamț. Revenim pentru că gala de anul trecut, Dynamite Fighting Show, Bătălia Moldovei, a avut un succes imens. Trebuie să ne gândim că chiar aveam o discuție și cu domnul Baistea și a spus că niciodată n-a fost sala polivalentă așa de plină cum a fost anul trecut. Anul trecut a fost un succes imens această gală. În același timp trebuie să ne gândim că Piatra Neamțu este singura care are această infrastructură. Infrastructura de a face o gală de nivel internațional. Trebuie să ne gândim că avem partenerul media pro TV-ul care clar are anumite pretenții cu privire la transmisiunea galei. Deci aproximativ minimul de oameni trebuie să fie de 2000 și noi și Piatra Neamțu cam este singurul oraș care ne oferă această posibilitate. Vreau să vă spun că a fost un succes anul trecut. Am avut 3750 de persoane care au participat la acest eveniment și ne bucurăm foarte mult că a fost un succes. Trebuie să ne mai gândim, chiar aveam o discuție și cu cei de la bilete.ro, cei care vând bilete online. Peste 50% dintre cei care au venit la această gală sunt din afara orașului Piatra Neamț și trebuie să ne gândim și impactul care l-a avut această gală. Trebuie să mai avem alte cifre cu privire la share-ul. Share-ul, discutăm în cifre de audiență. Avem share-ul pe piață, care a fost de 30%. Asta înseamnă că unul din trei televizoare s-a uitat la această gală. Este un share imens de 30%. Trebuie să ne gândim că România dansează sau România au talent, au share-ul ăsta și la interval orar 11:30, noaptea 12, este într-adevăr un succes foarte mare. Trebuie să mai gândim că audiența a fost de 7,6, cea mai mare audiență de când avem Gala Dynamite Fighting Show. Gala de la Neamț, de la Piatra Neamț, a avut 7,6 share. Nu, 7,6 cifră de audiență. Deci a fost un succes imens. De asta revenim iarăși în acest oraș frumos. Și în județul Neamț. Vreau să vă spun că anul trecut am reușit să promovăm anumite obiective turistice care se află în județul Neamț. Trebuie să ne gândim că am avut cetatea, video-ul ăla cu Cetatea Neamțului, care a avut un succes imens. Trebuie să ne gândim că am făcut încă un video pe masiv cu Ceahlău. Și gândiți-vă că am mers aproape 3 ore numai ca să ajung pe vârful muntelui să facem acel video de promovare. Cel a fost un succes. Am promovat la fel orașul Piatra Neamț, cu Curtea Domnească, cum sportivii alergau prin oraș și cum am reușit să facem o poveste frumoasă. Eu, din punctul meu de vedere, cred că orașul Neamț și județul Neamț s-a câștigat foarte mult datorită acestui eveniment. Trebuie să mai gândim același că pe impact online am avut 5 milioane de persoane care au vizualizat aceste știri, dar impactul online luat per total. Au avut 5 milioane de oameni care au vizualizat aceste știri, inclusiv Facebook, toate televiziunile locale, absolut tot. Am avut un impact de 5 milioane de persoane. Și asta este un lucru imens, din punctul meu de vedere. În acest an, revenim cu Bătălia Moldovei 2. Vom avea un concept inovativ. Va avea Tim Moroșanu versus Tim Bunianski. Eu voi avea 5 sportivi din România, iar Emil Bunianski va avea 5 sportivi din Olanda. După cum știți, Emil Bunianski este o legendă via K1-ului din lume. Trebuie să ne gândim că este de 3 ori campion mondial. Trebuie să ne gândim că a avut victorii începând de la semi-shield până la Badr Ali. Deci este o legendă a K1-ului și pentru noi este o onoare că s-a alăturat proiectului Dynamite Fighting Show. Și cred că o să puteți să-l întrebați mai multe lucruri, dacă doriți să-l întrebați despre cariera lui frumoasă. În același timp, am venit cu un proiect social, un proiect care mai stop violenței în școli. Vom avea o campanie în școli și licee din județul Neamț și vom participa cu sportivii din cadrul promoției Dynamite. Vom avea discuții libere. Tânăra generație trebuie să conștientizeze că trebuie să construim o societate sănătoasă, iar fenomenul bullying nu duce în acea direcție. Știm foarte bine când eram
tot mici și rebelul era mai mare și îl avesa pe la mai mic. Deci trebuie să încercăm să fim un exemplu pentru copiii din generația noastră și trebuie să, în același timp, să promovăm faptul că sportul trebuie practicat în mod organizat, oricare ar fi el. Orice sport. Nu are importanță că e K1, că e fotbal, că e handbal sau orice sport. Trebuie să ducem pe copii către direcția că sportul te disciplinează, te crește caractere și te transformă dintr-un tânăr rebel într-un bărbat adevărat. Aceasta va fi campania pe care noi o vom desfășura. Imediat după această conferință de presă vom găsi niște locații, niște licee unde vom merge, unde vor merge sportiv, inclusiv eu. Și sperăm să fie un succes imens din punctul ăsta de vedere. Echipa mea, echipa României, va fi formată din Bogdan Stase Ciobănașu. Îl știți, băiatul care a fost și la Gospodar fără pereche, a fost la diferite emisiuni și este o imagine foarte frumoasă pentru Moldova. Îl mai avem pe Florin la Bagiu Rembo, îi spune corect, a câștigat ediția trecută de la Dynamite Fighting Show la categoria 80 și a devenit challenger oficial la centura europeană. Un alt greu, îl avem pe Valentin Bordeanu, omul care l-a învins pe Alexei Nașov, o altă legendă a K1-ului din România. Îl vom avea pe Ștefan Irimia, care a participat la multiple gale din toată lumea, China, Europa. Și pe Nino Patvian, un tânăr de numai 19 ani, care se învinsă în România. Ei se vor confrunta cu echipa lui Remi Bonianschi. Cred că șansele sunt 50-50. Deci va fi o gală foarte puternică, va fi o gală extraordinară. De asta am ridicat și tacheta. Am zis că, băi, indiferent ce se întâmplă, trebuie să aducem valoare. Și, cum am spus, am mulți sportivi din România, valoarea nu ți-a nimic. Așa că sperăm din toată inima ca acest eveniment să fie la fel ca anul trecut, cel puțin ca anul trecut măcar să fie, și sperăm să aducem un aport foarte mare orașului Piatra Neamț și județului Piatra Neamț. Județului Neamț, scuzați-mă că o dată m-a corectat domnul președinte, dar nu spun cu județul Piatra Neamț, cu județul Neamț, că mi-a spus, mi-a chemat corectat. Vreau în același timp să mulțumesc Consiliul Județean, care a susținut acest proiect. Și indiferent de culoarea politică, au venit cu acest aport la această promoție, la acest succes, la Dynamite Fighting Show, și le mulțumesc pe această cale din toată inima. Sperăm să avem succes. Și vreau acum să dau cuvântul domnului Dulamă Laurențiu, prezentatul Consiliului Județean și vicepreședinte al Consiliului Județean, să spună cu câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule Molușanu. Ce pot să vă anunț? Ne bucurăm, în primul rând, să anunțăm organizarea celor de-a doilea, la doilea an consecutiv al Gala Dynamite Fighting Show în județul Neamț, la Piatra Neamț. Așa cum spunea și Cătălin, succesul din 2018, când sala a fost plină, până la refuz, trebuie să se întâmple și în acest an. Pot să vă spun că scopul acestei asocieri pe care am făcut-o cu Direcția de Sport reprezintă, în primul rând, promovarea și sprijinirea sportului de performanță, precum și promovarea imaginii județului Neamț pe plan național și, bineînțeles, internațional. Cred că Cătălin a punctat foarte bine acele spoturi publicitare care au dus imaginea județului Neamț și a orașului Piatra Neamț peste votare și în România. A fost într-adevăr o reușită, iar vis-a-vis de culoarea politică, pot să vă spun că în ședința de ieri, în unanimitate, toți consilierii județeni au aprobat asocierea și realizarea acestei gale la Piatra Neamț în data de vineri 27 septembrie. Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, pentru o acțiune de acest gen, este bine să fie așa. Noi considerăm că vom fi martori unei
alt gen de manifestare, de onorabilitate mult mai mare, având în vedere că vor fi doi oameni importanți la nivel mondial, dacă pot spune așa, în lumea artelor marțiale de contact, precum campionul nostru Cătălin Moroșanu și, bineînțeles, celălalt partener, domnul Remi Bonianski. Welcome back in Piatra Neamt and in Neamt region, and I hope you will be good luck and you will feel better in the county. And in fact, best to win in the Gala is from, because I tell you with Remy after the conference, is 3 minutes is very difficult. Și să nu uităm în primul rând că numărul telespectatorilor și spectatorilor, așa cum spunea și domnul Cătălin Moroșanu, a fost imens, ceea ce pentru Consiliul Județean Neamț și pentru imaginea acestui județ a fost un lucru deosebit de încurător. Știm prea bine că avem un județ extraordinar, avem locuri și locuitori de o calitate excepțională, dar fără o promovare făcută atunci când trebuie, există cale lungă. Și atunci am considerat, noi cei din Consiliul Județean, și așa cum am spus, repet, în unanimitate, consilierii județeni și conducerea Consiliului Județean, să ne alăturăm și să organizăm această gală la Piatra Neamț. Noi vă urăm succes și să mulțumim frumos pentru susținere și apreciem din toată inima această susținere. Vreau să dau cuvântul domnului Gabi Paisa. Să știți că domnul Paisa ne-a ajutat foarte mult în organizarea acest eveniment. Un om competent și îi dau cuvântul și să... Eu nu vreau să țin prea mult, să au vorbit cei doi destul pentru această ediția a doua Bătălia Moldovei. Suntem onorați să avem oaspeți de seamă în județul Neamț, la Piatra Neamț, și suntem încântați că au fost mulțumiți de prima ediție și au reales Piatra Neamț. Le dorim succes, le dorim ședere plăcută și sperăm să urmăm și ediția a treia, a patra, etc. Mulțumim frumos, domnul Paisa. Vreau să vă mai spun următoarele obiective turistice pe care le vom promova. Va fi barajul Bicaz, vor fi cheile Bicazului, mănăstirea pentru vodă și Curtea Domnească vor fi următoarele obiective turistice pe care le vom promova. Acum voi da cuvântul lui marele campion, Remi Bonianski. I couldn't understand a lot of what you guys were saying, but I believe it's a lot of positive things. First of all, I want to thank you guys for inviting me to your beautiful country. I've been here a lot, so at the time I was here, I really had a great time. So the last couple of years I've been here to receive all your love, so thank you for that. I also want to thank the organization of the Dynamite Fighting Show for having me here. Of course, Kathleen is a great champion in the fighting sport, and he's a great familiar face on TV here in Romania. So again, thank you, and also Alan, thank you, and also the delegates from Piatra Neamț. I'm not sure if I'm pronouncing it right, but I'm doing my best. Thank you for having me here. And next month I'll be here for with my team to fight against team of Kathleen, and we're hoping to have a supportive and a great show. And I believe that with all the support from the people at home, the people from the media, and all the people that are supporting us, I think we'll have a great show. And again, thank you, and come and see the fights. Thank you. Alin, o să faci o traducere în română? Aveți nevoie? Nu, ați înțeles, nu? Okay. Și avem telespectatori și online și pentru cei care nu au înțeles câteva cuvinte? Da. Alin.
Domnul Băunească este foarte fericit să fie din nou în România. Este deja un obișnuit al țării noastre, de foarte multe ori în trecut. Este pentru prima oară la Piatra Neamt și se bucură să vadă orașul. Este încântat că va avea ca adversar pe Cătălin Roșan. Ca adversar pe echipă. Ca adversar, din punct de vedere al antrenorilor. Da. Și abia așteaptă să se întoarcă luna, de fapt, într-o lună, pentru un coro de 27 septembrie, pentru evenimentul în sine. Va aduce cu el 5 sportivi de tot din Europa, care vor frunta cu 5 sportivi de Cătălin Roșan. Întrebări? Vor fi doar aceste 5 confruntări între sportivii români și ceilalți? Deci vor echipele sau și capitanii? Vor fi confruntări între echipe, 5 jucători, vor fi 5 meciuri și vor mai fi și alte meciuri. Vor fi în total 11 meciuri. Pe lângă astea 11, deci cu astea 5, vom mai fi încă 6 meciuri și vom avea și deschidere încă 2 meciuri. În total vor fi 13 meciuri. Vor fi. Dar dacă înțeleg, nu vezi rezultatul. Capitanii nu, nu, nu. Noi am făcut o chestie foarte frumoasă, am făcut și asocieri de imagine cu privire la această gală, pentru că noi, până la urmă, suntem și o promoție care trebuie să vândă și să facă audiență. Pe noi interesează foarte mult chestia asta și cred că toată lumea câștigă din această poveste. Câștigă și Neamțul, câștigă și televiziunile și câștigăm și noi. Și vor fi 5 luptători din România contra a 5 luptători din Olanda și pe lângă astea 5 meciuri vor mai fi încă 6 meciuri pe fight card oficial aceste gale. Deci ediția a doua, Roșan se întoarce ca antrenor. Ca antrenor, eu mi-am făcut meciul de retragere din Moldova și voi veni ca antrenor. Sperăm să câștigăm această confruntare. Vor fi meciuri foarte grele. Rei mi-a venit cu niște olandezi destul de tari și sperăm să facem față. Deci emoțiile vor fi la fel de mari? Vor fi emoții la fel de mari și vor fi confruntări spectaculoase. De asta promoția se numește Dynamite Fighting Show. Mergem și pe show și pe lângă show vom merge și pe valoare. Și asta cred că este cel mai important. Spuneați că veți avea o acțiune în școli contra violenței verbale, în special în rândul copiilor. Da. Dacă ați putea să ne spuneți dumneavoastră când erați copil, ați fost victima la... Am fost când eram copil, am fost. Eu cred că toți copiii au fost victime, da? Nu știu, mai mare sau mai mică măsură. Și tot timpul vreau să mergem în aceste școli și să încurajăm în același timp practicarea sportului în general. Trebuie să ne gândim că o națiune sănătoasă progresează prin faptul că avem sportiv, nu neapărat sport de performanță, da? Un copil când îl duce la 6-7 ani să practice sportul, știe ce înseamnă disciplina, știe ce înseamnă să ascult de sensei, să ascult de autoritate și contează foarte mult să educăm copiii în acest sens, da? Eu nu cred că un sportiv care știe ce înseamnă să pierzi sau să câștigi, nu o să ajungă să aducă un anumit beneficiu societății. Și din cauza asta ne vom implica în această campanie. Vom avea discuții ulterioare să alegem la ce licee să mergem și sperăm să fim succes. Și vom invita și pe dumneavoastră, dacă vom avea ore de dirigenție la un liceu pe aici, să veniți și dumneavoastră să fiți martor la acest eveniment. Pentru domnul vicepreședinte, n-am datele acum. Care e contribuția Consiliului Județean în asocierea asta? 170 de lei. Pentru domnul Roșan, dacă sunt și alte instituții partenere care vor veni în primăria? Da. Sau... Păi vom avea primăria, care a fost și anul trecut, partenerul acestei acest eveniment. Și chiar după această conferință de presă vom merge și la domnul primar și vom mulțumi pe această cale. Să sperăm să fie mulțumită toată lumea. Nu doresc să intru în aceste lupte politice, să se întâmple nu știu ce, că ăla-i supărat, că ăla-i supărat. Nu. Vom merge peste la toate instituțiile care au contribuit la această gală.
Și ceea ce am observat eu este că au dat palma și toți contribuie pentru bunăstarea acestui județ și pentru reușita acestui eveniment. Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Au lăsat la o parte bolile politice și au reușit să voteze și să mergem mai departe cu acest proiect. Ca buget e mai mare, pe ansamblu? Același buget. Același buget. Același buget, aceeași chestie. Da. În alte sporturi, totdeauna sponsorii sau politicienii sunt invitați. Să dea un picior într-o minge, să se implice. Când veți invita un politician la un meci demonstrativ? Mai bine să invite doi, nu? Și doi, și vreți, deci eu știu că aveți frumoasă fantezia, să cred că și-a dorit foarte mult să vadă chestia asta. Ar putea să vă dublați audiența. Eu cred că dublăm audiența, cred că peste tot. Două pași. Da, ar fi o idee să uităm cu așa două parte diferite și să vedem de lucruri, dar azi e sintetică. Oricum o să invităm toți politicienii, vom invita toți consilierii locali, toți consilierii județeni, vom invita presa, directorului din anumite instituții care vor contribui la acest eveniment. Deci toată lumea va fi invitată și vă așteptăm cu drag. Biletele s-au pus în vânzare? Biletele s-au pus în vânzare pe platforma bilete.ro. Vom avea anumite puncte de vânzare la sala polivalentă și la colaboratorul nostru Alex Topor. Și deja au început să se vândă foarte bine și gândiți-vă că avem o lună de zile de eveniment. Sperăm să fie sold out 48 de ore cum au fost anul trecut. Dar trecut am pus un ecran imens afară pentru ceilalți care nu au putut să mai intre în sala polivalentă. Sperăm să punem și anul ăsta de ecran pentru ceilalți care nu o să intre, să fie arhitectin în sală. Aveți întrebări pentru Bunii Aschi? Cătălin, ca și nume, Remi este cel mai galonat sportiv care a venit alături de tine? Din punctul meu de vedere, Remi Bunii Aschi este numărul 1. Ca și nume, ca și brand, ca și orice. Și în momentul când aduci un astfel de campion să vină și să vină alături de promoția noastră, este un lucru extraordinar. Și efortul financiar este pe măsură, asta e partea a doua. Dar ne dorim să facem ceva de calitate. Ne dorim să investim, să aducem numai valoare și oameni de calitate. Nu are importanță neapărat, credeți-mă, noi vrem foarte mult cu această promoție Dynamite să mergem pe termen lung. Așa că investim în numai oameni de calitate, luptători de calitate aduși în Olanda, chiar dacă cheltuielile sunt foarte mari. Dar vom merge pe chestia asta, vom merge pe calitate. A fost greu de convins? Astea sunt niște întrebări dificile și credeți-mă că Remi Bunii a fost bucuros să vină la România. El a mai fost în România de mai multe ori, dar să vină în acest proiect și în acest concept, pentru noi este o mare, mare, o mare. O mare, o mare. Înțelegem că așa vor arăta care de acum înainte cu... după Piatra Neamt. După Piatra Neamt vom avea... Noi încercăm să inovăm de fiecare dată. Să încercăm meciuri de show, să încercăm alți luptători, să aducem alte nume în România. Ne dorim foarte mult să dezvoltăm proiectul ăsta, să ducem la un alt nivel. Și cu timpul, eu cred că anul care vine, vom merge și în străinătate. Vom merge în Anglia, vom merge în Italia, vom merge în Germania, în Spania, acolo unde este diaspora română și sperăm să avem și acolo succes. Pentru domnul Bunianschi, care a fost cel mai dificil adversar din carieră? Care a fost cel mai greu meci din carieră? Well, the most difficult fight in my career was the when I fight and not really be prepared, because I always try to prepare myself for any fight that I have. But sometimes you feel sick, sometimes you have an injury, and those are the most difficult fights. But if you're asking for the opponent,
Well, I fought one time against the Sammy Shield, and that was, I think, the most difficult fight for me. Yeah. Remy, you are a great champion. You won everything in K1. You are a big name, the biggest name maybe who came here in Romania, maybe. What motivates you for this kind of show? What gives you power to carry on these fights? How can you motivate your colleagues? Yeah, well, the fighting sport, the kickboxing sport that I've done for more than 20 years is for me the most wonderful thing that I did in my life. You know, it's part of my life, it's part of my being, but any show that is on the face of the earth that is trying to build up the sport in a sportive way, in a nice way, I'm willing to support. And I've known Alan for years, for many years already. And when he asked me to come to Romania, of course I've been a lot to Romania. And like I said, I've been always treated well here in Romania. The people are wonderful, you know, so I almost couldn't resist when he asked me to come over here. And they are working on a nice show, and that my fighting show is doing good. So I was already willing to help them to build it up. So even if I've been a big champion, even if I've fought in great shows, even if I helped the biggest shows in the world, I will never ever forget the even nice shows that are trying to build itself up to become one of the biggest shows maybe in Romania or in the world. Did you gain some weight in Romania? We are famous for our good food. I always try to maintain a normal fitness, you know, so I haven't gained weight, but because in the morning I just had some fruits. I love the fruits, so I'm trying not to gain a lot of weight, but the food is good here and I love it. Yeah. Thank you. Thank you. O mică întrebare, o să o adresez în română pentru cei care ne urmăresc, dacă puteți să-i traduceți, vă rog. Vorbind de o echipă care vine dintr-o țară străină, într-o țară unde nu are niciun susținător, sportivii olandezi vor lupta într-un loc total necunoscut, dacă sunt pregătiți psihic sau dacă există un factor psihic? The fighters that I'm trying to bring over here to fight against the fighters from Romania are, well, they maybe don't have the support, but, and of course it will be some pressure, but they have already fought in many countries, many different countries, and they are used to it, so they really won't have the big pressure that they cannot fulfill the thing in the ring. So I really believe that it will be pressure, but it will not be in conflict with their performance. So they'll do the best. They really will do the best to win, because that's what I'm training, and that's what I'm training them for, and that's why they are invited to come here, not just to play around in the ring. They will come here to win the fight. Iar întrebarea asta pentru domnul Cătălin Mureșanu, sportivii români vor avea sau va conta susținerea publicului în meciurile astea? Normal că va conta. Trebuie să ne gândim că ei sunt brand-uri aici în Moldova. Ei sunt luptătorii moldoveni. Majoritatea dintre ei sunt moldoveni. Și am adus aici moldovenii, Brăzești cu Ștefan cel Mare, să se bată cu olandezii. Așa că vor avea tot suportul necesar pentru a câștiga această competiție. I think it's a good thing, because it's a very good thing, because it's I think it's a worldwide problem, and also in Holland we have that problem. I'm trying to do the same thing as Kathleen is doing. We're also trying to teach the kids that they have to stop doing the bullying thing. And you know what? If some kids they don't know when they're still young, that if you're trying to bully someone,
that it will affect you for your whole life. And I think that is a really, really good thing that Katlin is doing, and he's doing a good job, so I support him with that. I hope he will do it for a very long time to stop the bullying. Yeah. Vă mulțumim frumos pentru prezență și vă aștept cu inima deschisă la Gala Dynamite Fighting Show, care va fi pe data de 27 septembrie.